V-aș întreba acum și despre cel de-al doilea meci al zilei de ieri, cel dintre UCLU și FCSB. 0-0, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, Nistor a arătat un penalti care a fost cu siguranță cea mai mare șansă a partidei. FCSB mult sub așteptări? Acum, da, FCSB sub ceea ce așteptau fanii ei de la ea și în general opinia publică, dar mă rog, are circumstanțe atenuante. Hai să nu uităm că i-au lipsit Daua, Pantea, care înțeleg că va sta 6 luni, Haruț, Băluță, deci 4-5 titulari, au fost necesare, cum să spun, niște mutări, niște mutații în echipă, în sensul în care Ovidiu Popescu a jucat fundaș central, Oraru un fel de vârf fals, un nou retras și așa mai departe, deci n-aș fi foarte exigent, foarte dur cu FCSB, în ciuda faptului că în formula asta echipa apare într-o oarecare pierdere de viteză, a împiedicat-o să arate mai mult și gazonul, care e foarte prost și e păcat că e prost, dar mă rog, acolo pe Cluj Arena se organizează tot felul de manifestări în afara sportului. Adică e păcat să vină 24.000 de oameni la un asemenea meci, iar gazonul să se prezinte în starea în care a fost. Totuși, mai degrabă aș remarca reacția pozitivă a Universității Cluj, o echipă onorabilă, o echipă pe care Sabău a schimbat-o în bine și care, cum să spun, încă mai speră și ea la play-off. Sigur, penaltiul ratat de Nistor a fost un moment crucial al partidei. Partida s-ar fi dus probabil într-o altă direcție dacă Nistor reușea să marcheze. De fapt, e meritul lui Târnovanu, care a intuit unde va trage Nistor și a reușit să respingă mingea. Dar, pe de altă parte, și la FCSB pare o scădere de turație. Să nu uităm că la un moment dat echipa avea 11 puncte avans, acum a mai rămas cu 7, în condițiile în care în ultima etapă a sezonului regulan, în etapa cu numărul 30, FCSB joacă în Giulești. Deci cele 7 puncte, să zicem, ar putea rămâne 4, care se și împart. Deci, practic, FCSB și Rapid, într-o oarecare măsură, și CFR, care pândește de pe locul 3, cum să spun, pornesc cu șanse relativ egale în partea finală a campionatului. Cei de la FCSB l-am auzit și pe finanțatorul echipei, par foarte sigur pe ei. Repet, însă, au pierdut deja din avantaj de la 11 puncte la 7, așa încât ar putea să înceapă să-și facă probleme, pentru că în play-off a intrat cu un avantaj de 2 puncte sau de 3 puncte sau de 4 puncte, nu reprezintă nimic, e un singur meci pe care, dacă îl pierzi, întreaga situație se răstoarnă. Dincolo de absențele de ieri, totuși, mulți au remarcat subțirimea lotului de la FCSB. Adică echipa nu are niciun atacant clasic sau măcar modern în lot. Fundașul dreapta Pantea, care e de regulă U21, nu are o dublură de U21, ceea ce încurcă de multe ori planul echipei. V-aș întreba dacă factorul acesta al lotului, care pare mai slab sau mai subțire, mai puțin consistent decât cel al Rapidului, poate fi decisiv în lupta la titlu. Alex, sigur, la un moment dat FCSB a investit foarte mult și a adus mulți jucători, pe mulți însă i-a și respins, pentru că știm acolo cine comandă și până la urmă e logic să comande, pentru că sunt banii lui, dar ar trebui să o facă, mă rog, cu măsură. În timp ce Rapidul s-a tot întărit și a tot adus și a tot băgat mâna în buzunar, FCSB a privit lucrurile cu superioritate, având garanția că practic campionatul este încheiat, profitând și de faptul că CFR Cluj este într-o
scădere evidentă, se caută CFR-ul. Probabil că cei de la FCSB au considerat că Rapid nu este un adversar care să ridice probleme și, ca să zic așa, nu i-a mai interesat nici consolidarea lotului. Au avut dreptate într-un fel că au pierdut pe parcurs un posibil adversar, e vorba de Universitatea Craiova, care chiar a dezamăgit. După victoria Farului de la Sfântul Gheorghe, a căzut deja pe locul 5 și e în pericol să rateze prezența în play-off, deși după părerea mea se va califica în play-off, așa încât a circulat la un moment dat vorba că dacă FCSB va pierde titlul, îl va pierde numai pe mâna ei, din pricina greșelilor care se comit în interiorul clubului și al echipei. Deocamdată, cum să spun, nu e un moment de alertă, dar e un moment în care atenția trebuie să crească, pentru că atunci când pierzi din avantaj, de la 11 puncte la 7, și când mai ai și meci direct pe terenul principalei concurente, chiar poți să-ți faci probleme.